La cererea solicitanților, pașaportul simplu electronic poate fi expediat contra cost la domiciliu sau reședința titularului prin servicii de curierat, conform hotărârii Guvernului numărul 1087 din 2013. Potrivit Direcției Generale de Pașapoarte, acest lucru este posibil de la mijlocul anului trecut. Începând cu data de 1 aprilie, timp de 2 ani de distribuire a pașapoartelor, se va ocupa Poșta Română. Pașapoartele electronice, după cum știm, se pot distribui la domiciliu prin Poșta Română începând de astăzi, din 1 aprilie 2015. Spun începând de astăzi pentru că a intrat în vigoare un nou contract încheiat cu CN Poșta Română. S-a tariful solicitat pentru acest serviciu este de 7,97 lei, inclusiv TVA. Fostul contract pentru prestarea acestor servicii a fost încheiat, dar pentru cei care au solicitat eliberarea pașapoartelor la domiciliu, va fi onorat de cei care au fost înainte. Destinatarii au la dispoziție o modalitate de verificare online a expedierilor și sunt anunțați prin SMS cu privire la data livrării. Dacă solicitanții pașaportului electronic nu doresc expedierea prin curier, aceștia pot ridica pașaportul simplu electronic direct de la Serviciul Public Comunitar sau de la misiunile diplomatice și de la oficiile consulare ale României în străinătate, unde a fost depusă cererea, ori după caz de la Serviciul Public Comunitar sau de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.